Salutare tuturor și bine-ați venit, fraților, la un nou videoclip. De această dată facem Minecraft alături de fratele nostru Peinuț. Băi, chiar zbier mult. Băi, chiar zbier foarte mult. De această dată, băieți, o să facem capcane de 1 leu versus capcane de 100 de lei. Nu știu cine o să câștige. Eu zic că eu, pentru că fratele vostru știe să facă redstone în Minecraft. Înainte de ceapă clipul, nu uitați să apăsați, băieți, butonajul de like, să rupeți butonajul de subscribe și la mine și la Pain. Neapărat codurile sub shop și follow pe Instagram. Ce cod? Ce cod? Fupu Barrios Robert 291 Barrios YTV. Băi, sună atât de bine când îl zic eu, frate. Și se vede atât de frumos când îl aveți voi pe shop, jur. Prima capcană, băieți, o să facem din materiale din alea super slabe pe care, nu știu, le-ai găsit la tot pasul. Zicem, aceea va fi capcana de 1 leu și capcana de 100 de lei. O să facem ceva mișto rău de tot, o capcană din aia la care nu s-a aștepta nimeni. Timp de construcție nu știu cât avem, sincer, dar eu zic să-i dăm bătaie, nu? 3, 2, 1, start! O, eu auzi-l pe ăla ce face! Am auzit acolo niște pistoane, nu știu dacă am auzit eu bine. Nu, n-au fost, sunt chesturi, mamă, mi-e face ceva cu chesturi, e periculos, băieți, e periculos. Bă, Robi, gata, am terminat capcana. Gata? Gata, ce vrei, mă, vede, ce vrei să fac? E o capcană. E o capcană, da, corect, ai dreptate, și tu e o capcană. O secundă că imediat o termin și eu. E o capcană la 1 leu, asta vreau să zic, e o capcană la 1 leu, I mean, nu e cine știe ce. 1 leu. O capcană la un diamant. O capcană la un diamant. Bă, bune. Gata, și eu am terminat. Fii atent, ești gata, ne întoarcem la 3. 1, hai. 2, 3. Mamă, ok, hai, întâi o vezi tu pe a mea, o testezi. Bă, vere. Nu funcționase pentru a prima oară, dar ideea e că, bă, dacă făceai chestia asta pe survival cuiva, era terminat. Bă, nu era capcana, să știi. Bă, chiar e foarte bună, era acolo ceva bait, acolo poate să fie orice, nu neapărat o armură sau ceva, poate să fie orice în casa aia, ok? Chiar tu bună, ce ai făcut bună, aici, ia? E la 1 leu. Da, corect. Aolo, uite, a funcționat acum. Capcana trebuia să fie în felul următor. Ea trebuia să te împingă pistonul la un picuț așa și pica aici, știi? Da, uite că nici la mine nu funcționește. Da, e ok, mă, e la 1 leu. Da, frate, e decentă, să zicem că aproape funcționează. Aproape și a, funcționează. Sincer, și a mea a avut o eroare, nu știu dacă ai observat. Mai devreme eu am pus ușa greșit, trebuie să pun ușa așa, gen, ca să te blocheze, să n-apuci să treci. Da, mă, e la 1 leu. E ceva, băieți, care nu funcționează în totalitate, ok? Bă, de ce spargi? Da, de ce spargi? E. Gata, ți-am stricat toată capcana. Da, tu sincer te-ai gândit la ceva de dinainte, că eu n-am nicio idee. Bun, băieți, ne-am luat itemele de care avem nevoie pentru a construi capcanele. Eu fac ceva în mină, Pain, văd că face ceva acolo cu sandstone, chiar sunt foarte curios ce o să facă. Tu ce vrei să faci? Da, de ce trișezi, Robi? De ce te... Păi iartă-mă. Gata, hai să începem. Ok, atunci hai să trecem direct la acțiune. 3, 2, 1 și. Oricum eu o să câștig pentru că o să fac cea mai mișto capcană de 100 de lei pe care ați văzut-o voi vreodată, nu e așa? Așa este. Uite-l pe ăsta, n-are nicio treabă, frate, cu competiția. Ești gata? O să câștig. 1, 2, 3. Hai, începe. Mamă, nu o să-ți vină să crezi, frate, cât de repede și cât de bine o să construiesc capcana asta, nu ai nicio idee. Tu ce vrei să faci așa, gen în mare? Bă, chiar n-ai nicio idee. Bă, vreau să fac o capcană. Tare! Și cum o să faci așa ceva? Cum o să ajungi la această performanță, dragă domnule? Bă, privind un tutorial. Păi de ce tutorial? Fiindcă nu știu să fac eu de-astea, băi, Robi. Stai așa, că eu n-am calculat bine ceva. Gata. Cine a calculat bine? Distanța, frate. Bă, eu când eram mic, frate, mă uitam super mult la tutoriale, cum să faci capcane în Minecraft și tot felul. Bă, atât de rău îmi plăcea. Era, da, tu jucai gen când făceai capcanele, le jucai pe server de multiplayer, mă gândesc. Da, bă, mă jucam pe server de multiplayer și trolam copiii, bă, acolo. Doamne, cel mai bine mă simțeam, frate. Bine, și tu erai un copil. La mine se pupă pistoanele. Stai așa că nu înțeleg ce am făcut aici. Bă, iară, am uitat un semn. N-are treabă, frate, pornește tutorialul. Aici trebuie să le pun, bă. Da, mă, las că știu, Robi. Da? Doamne, da. Și eu credem că am observat că mi se pupă pistoanele, am zis, bă, ce se întâmplă? Ok, asta trebuie acoperit și asta. Așa. Și asta. Așa, mă, reveni la discuția noastră. Bă, mă jucam pe servere, frate, și trolam oamenii, efectiv, frate. Trolam copiii, efectiv. Îmi făceam cele mai ciudate capcane la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Efectiv, făceam toți playerii de pe Minecraft să-și piardă loot-ul, frate, din cauza mea. Bă, și atât de bine mă simțeam, atât de rău eram când eram mic. Eram copil problemă, frate. Hai să dăm repede delay la astea. Bă, Robi, eu cred că am făcut ceva aici. Am uitat să fac aproape cea mai importantă. Uai. Aproape cea mai importantă parte din toată capcana. Capcana, nu? Capcana în sine, da. Da, și eu. Bun, acum trebuie să acoperim repede, băi, nu uita să fii mai...
mai viclean așa să nu văd mecanismul de la capcană, că până la urmă e o capcană care normal ar trebui să se respecte. Ok, 100 și ceva de lei, bine, pe capcana mea cred că e... Complet de acord cu tine. Cred că e o avere întreagă capcana mea. Bă, dar mai lasă-mă. Fără mișto, bă, vezi că nu l-au degeaba, vezi că știu ce zic. Bine mă, bine. O să vezi. Da, o să rămâi așa. Oameni, vreau neapărat să scrieți în secțiunea de comentarii cine câștigă concursul capcanelor, eu sau pe care a făcut cea mai mișto capcană pe care a zis-o voi vreodată în Minecraft. Hai să vedem, cât timp mai avem? Trebuie să pară apetisantă. Mai avem 2 minute. Gata, eu acum trebuie să lucrez, o fac să arate bine și gata, frate. Mamă, Robi, deci nici nu o să te prinzi, nu o să-ți dai seama nici o secundă. Ai foarte multă încredere în capcana ta. Eu sunt de părere că am făcut-o să arate destul de bine. Aoleu, eu am făcut o eroare mică. Era să nu mai funcționeze. Fii atent, Doamne, că îți pregătesc aici, frate, tot ce ai tu nevoie. Facem așa, îți dau aici și un cadou. Dar de curiozitate, ți-a funcționat vreodată o capcană pe care ai construit-o pe un server? Da, de foarte multe ori. Bă, stai. Mă, nu știu, eu consider că, virgulă, capcana mea arată foarte bine, de la foarte bine sus. I-aș da, sincer, un 9+. Băi, chiar arată bine rău de tot. Chiar sunt curios cum arată capcana ta. Ia uite-l pe ăsta, că a venit Spazi, băi. Dați-mă un like pentru Spazi, dacă nu-l dați pentru mine, chat. Like pentru Spazi. Băi, în mare cam așa arată capcana mea. Pain, mai ai? Un minut mai ai. Mamă, băi, deci dacă îmi vezi mie capcana, frate, o să rămâi așa, gen uimit și invidios o să fii. Stai așa puțin. Mamă, am așteptări acum să mor de... Deci dacă nu e ce vreau să fie. Băi, Spazi, crede-mă că dacă te aștept să fac eu vreodată ceva prost în Minecraft, te înșele amarnic, bro. Tu știi cum? Mamă! Pe design, rupe, frate, rupe, efectiv. N-ai cum. Și eu aș pica pentru chestia asta. Să-l exploatăm pe Spazi pe Minecraft și pe Cyclone ușor, chat. Păi facem noi, frate, cea mai tare chestie pe Minecraft. Doar stați aproape. 3, 2, 1, sar peste perete. Mamă, da ce frumos. Mamă, stai. Asta arată tare de tot față, dar un pain arată. Mamă, pain ar trebui să te simți prost. Mai, bă, Robi, mai dai-mă 5 minute să fac alu. Bă, Robi, hai să vedem. O să-ți testez capcana. Sunt chiar okay. Foarte, foarte curios. Bă, deci văd acolo niște diamante, văd aici un chest, văd aici un tripwire hook din ăsta. Chestul ăsta, ok, chestul ăsta are un diamond pickaxe în el, numai bine. Și acum trebuie să văd cum ajung eu să minez diamantele alea. Bă, în mare parte tu știi de tripwire hook-ul ăsta, pentru că tu știai că facem capcane, dar un player normal nu s-ar uita la chestia asta. Na beleaua. Ai vrut să faci moment amuzant, Robi. Ai o capcană destul de interesantă, zic eu. Merge făcut aici într-un deșert din designul pe care îl văd eu aici. Hai să-l prindem. Ia uite ce frumos e soarele, Doamne, că se ridică din Minecraft. Hai să testez, zic, văd că la tine nu-i niciun chest. Eu nu primesc nimic, băi, din capcana ta, urât. Avem aici un tripwire și încă un tripwire. Foarte funcțională capcana, băi, domnule. Merge, e bună. Băi, de ce nu funcționează, bă, capcana? What? Ah, wow. Stai, avem și un chest. You're naughty. M-am speriat un pic, cred că nu funcționează capcana. Am zis, gata, asta e capcana de 100 de lei, băi. Bă, deștept, dacă jos ar fi lavă, sau, nu știu. Bă, mie îmi place fenta asta, că acolo te uiți la stringurile alea. Da, că țeacă. Gata, mă, mi-am prins că nu e capcană și apa, ai deschis chestul. Da, mă, da, ai dreptate. Uite, nu m-am gândit la asta. Oameni buni, voi trebuie să alegeți câștigătorii în secțiunea de comentarii. Nu uitați să apăsați butonul de like, bineînțeles să vă abonați la noi, follow pe Instagram și neapărat cel mai lung codulez pe item shop pe care îl știți voi, oameni buni. Oameni buni, eu am fost Robinet, el a fost Peinuț și Spazi aici alături de noi și ne auzim data viitoare. Ciao!